Vom continua discuția din seara de aceasta despre un subiect care am avut la un moment dat aseară tendința să-l deschid, dar am zis că deviem prea mult de la subiect și m-am întors. Este vorba de versetul în care Allah subhanahu wa ta'ala spunea o fi semai rizqukum wa ma tu'adun. Și riscul vostru, risc ce înseamnă risc? Tot ceea ce omul are nevoie în viața aceasta sau consumă. Apă, mâncare, haine, aer, tot ceea ce ne este necesar în această lume se numește râzg. Sănătate. Și râzgul, sănătate, tot. Și râzgul vine de la Allah subhanahu wa ta'ala. Noi ce spunem? Muncim, ne străduim să ne asigurăm viitorul, să câștigăm pâinea de ziua de mâine și așa în continuare. Avem fel de fel de expresii pe care le folosim. Au devenit deja uzuale. Dar în realitate, râzgul vine de la Allah subhanahu wa ta'ala, pentru că El este ar-razaq. El este Cel care dă râzg. Și aceea râzgul nu se dă pe criteriu de exemplu, de știință. Vedem foarte mulți profesori, doctori, docenți universitari care mor de foame, artiști care mor și nu găsesc ce să pună pe masă. Și vedem, în schimb, oameni care nu știu să scrie, să citească, că sunt milionari, miliardari, care n-a trecut prin universitate, poate n-a nici 4 clase. Și de aceea râzgul este de la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a împărțit râzgul. Și râzgul fiecăruia s-a scris în clipa în care mama rămâne însărcinată în pântecul mamei, când încă suntem embrion în pântecul mamei, se scrie râzgul fiecăruia. Vine un înger și scrie râzgul fiecăruia, cum spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam în relatare. Ieri am pornit de la acest verset, wa fi semai rizqukum, Allah subhanahu wa ta'ala ne aduce aminte la cine trebuie să cerem noi râzg, la cine trebuie să apelăm. Nu mergem să ne închinăm, nu mergem să ne umilim în fața, știu eu, patronului, în fața șefului, în fața directorului, în fața nu mai știu cum, în ideea că El este Cel care îmi dă salariu, El este Cel care îmi dă banii. Dacă intenția ta este pură pentru Allah subhanahu wa ta'ala și te îndrepți cu inima la Allah subhanahu wa ta'ala, fără îndoială că Allah nu te va lăsa. Și de aceea era pilda acelui beduin. Aseară asta vreau să deschid subiectul, dar deviam foarte mult de la temă. A venit un beduin și a ascultat aceste versete. O fi semai rizqukum wa ma tu'adun. Și în continuare ce spune versetul? Fa rabbi as-samaa'i wal-ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Fa rabbi as-samaa'i wal-ard, și jura Allah pe stăpânul cerurilor și a pământului, innahu lahaq, fără îndoială că este adevăr ceea ce spune, că râzgul este la Allah. Și beduinul s-a speriat și a spus: cine l-a supărat în acest hal pe Allah subhanahu wa ta'ala că a jurat Allah pe cerul și pe pământ? Cine l-a supărat? Noi oamenii, care știm că Allah este Cel care dă râzcul, dar noi tot mergem și ne milogim, ne umilim la unul și la altul. De multe ori poate punem unele persoane, unii oameni în locul lui Allah subhanahu wa ta'ala, îl vedem ca stăpânul nostru. Toate că Allah subhanahu wa ta'ala ne-a eliberat de această sclavie. Dar există sclavie întotdeauna, există și va fi în continuare. Nu? Cu toții aveți exemplu la locul de muncă, colegi care sunt turnătorii șefului, care în ideea că șeful o să dea un leu în plus, sau că o să ridice în rang, sau îi dă bani, sau salariu, sau îl păstrează la locul de muncă, se duce și îl sapă pe prietenului, pe colegului și de multe ori o face într-un mod în care nu este corect. Și de aceea râzgul este la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah este Cel care dă râzgul. Și beduinul când a auzit că Allah este Cel care dă râzgul, a zis alhamdulillah. Dacă Allah dă râzgul, este bine. Dacă Allah subhanahu wa ta'ala ne lăsa pe noi să fim cei care avem grijă de copiii noștri, vai de noi, câți oameni sunt care mor și lasă copiii? Mor copiii după moartea părinților? Cresc, învață. Da? Întotdeauna Allah are grijă de tot. Nimeni nu moare cu moartea cuiva. Noi zicem, eu sunt tatăl, eu muncesc, vreau să clădesc viitorul copiilor mei și la un moment dat, ca azi te îmbolnăvești, Allah să ne ferească, mori și rămân copiii în urmă. Ce se întâmplă? Dacă copiii priveau la tată ca fiind răzac, trebuia să moară și odată cu moartea tatălui. Și de aceea Allah subhanahu wa ta'ala ne dă această pildă ca noi să fim conștienți că în această lume orice am face
acest lucru ne ține să fim mai apropiați unii de alții, să știu că Allah, dacă mie mi-a scris un râs, nu poate să-mi ia nimeni, chiar dacă e președinte. Și Allah, dacă nu mi-a scris mie un râs, nu pot să-l iau chiar dacă sunt fiul de președinte. Orice aș face, dacă Allah nu mi-a scris râs cu acela, nu pot să-l obțin. Și de aceea fiecare suflet nu va părăsi această lume până nu-și va completa râscul. Vă aduceți aminte, a dat pilda, un exemplu, o poveste cu cel care lucrau, erau niște țărani, lucrau pe câmp și aveau între ei unul mai mic de statură, un mai pitic, cum îi spunem noi așa, el se ocupa de fântână. Stătea în capul fântânii și scotea găleata cu apă, vărsa, dădea drumul la găleata înapoi în fântână, scotea găleata, vărsa apa și ceilalți munceau în câmp. Și într-una din zile aluneca și a căzut în fântână, fântână adâncă în stâncă, în țările arabe. Au venit fuga, unde e, în fântână. Au zis că nu mai există nicio speranță, gata, sigur a murit. La distanța asta, să cadă în fântână, stânci, peste tot. Și la un moment dat au auzit din fântână o voce. Au coborât, l-au scos, era un plic șifonat, cum spunem noi, zgâriat. L-au scos, nu avea nimic, nu avea rupturi, nu avea fracturi, nu avea niște zgârieturi mici. Și ca să-l liniștească, s-au dus și au murs o cămilă și au dat o cană de lapte să bea, să-l liniștească. Au zis că laptele de cămile îl liniștește și mai revine și cum s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat și el a început, după ce și-a mai revenit un pic, zice, uite, eram aici lângă fântână și când am pus mâna pe funie și m-a alunecat piciorul aici și cadea a doua oară în fântână. Când le-a arătat cum a alunecat, a căzut din nou în fântână. Și a murit. Au sărit imediat, au trimis funia să-l scoată, de data aceasta era mort. Același om, aceeași fântână, aceeași zi, aceeași situație. Și aici s-au întrebat, dar de ce s-a întâmplat așa? Și când au întrebat savanții, a spus savanții, poate că în râscul lui a mai rămas o cană cu lapte. De lapte, bă. Până nu ți-ai râscul, nu părăsești această lume. Și oricât te-ai strădui să râzi cu altcuiva, nu vei reuși. Și de aceea, credința în Allah subhanahu wa ta'ala, că este Razzaq, îți dă această liniște lumească. Și asta ce înseamnă? Nu mai trebuie cu colegul de muncă să mă urăsc, să-l sap pe el, că Allah, dacă m-a dat afară de la locul ăsta de muncă, patron, da? Și eu am credință în Allah. Sigur Allah îmi găsește ceva, vrea ceva mai bun pentru mine. Trebuie să am această încredere în Allah, cum spune, un șut în fund, un pas înainte. Și întotdeauna am văzut că cei care se încred în Allah, cum spune și în Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ și cel care este cu frică de Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah subhanahu wa ta'ala îi dă o poartă de ieșire. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ și dă lui râsc de unde el nici nu se așteaptă. Și aici se spune o poveste a unui om care era foarte credincios, dar nu avea o situație financiară prea bună. Și într-una din zile a vrut să meargă la umră. Adică omul era însetat să meargă la umră. S-a dus și a vorbit cu soția, ce vreau să merg la umră. Și soția a zis, băi, zice, după ce că avem 5-10 lei, am luat deoparte, nu ajung pentru o lună, două. Vrei să iei și banii ăștia să pleci cu ei la umra? Nu mai bine păstrezi pentru familie. Nu te uiți în ce situație suntem, mai atâți copii. Și la care unul dintre copii, o fetiță, care era foarte înțeleaptă și citită și studiată, și-a spus, tata nu este Razzaq. Tata este ca și noi, mâncător, consumator. Lăsați-l să meargă, râscul vine de la Allah subhanahu wa ta'ala. Și l-a încurajat. Tatăl când a auzit de la fetiță ideea, bine, zice, hai, jumătate din bani vi las vouă, jumătate iau cu mine și a plecat la umbră. Trec zile, trec săptămâni, mă rog, s-au terminat banii. Și au început toată familia, surorile, frații și maica. Deșteaptă-o! Allah este Razzaq, tatăl e mâncător, tatăl e consumator, nu? Ha, de unde, ce facem acum? Hai, ce facem acum, că nu mai avem bani? Hai, că parcă era Allah Razzaq. Și spune că fata s-a dus și plângând, a urcat în cameră, a luat udu, a făcut rugăciunea și a început să facă dua, noaptea. În ziua respectivă, cum s-au certat. Deodată, guvernatorul local și-a adunat toți, știu eu, membrii guvernului, cei care conduceau și au zis, haideți să vedem care e situația oamenilor pe stradă. Cum făceau, cum făcea și Omar radiallahu anhu. Nu ieșeau să îi spioneze, cum fac în ziua de azi mulți, ce face, ce învârte, de unde câștigă, cât ia, cât... Pe interesat să nu fie stricăciune, să nu existe o reclamație din partea oamenilor și n-au curaj să o spună. Și când umblau pe stradă, la un moment dat, chiar când s-au apropiat de casa lor,
Deodată i s-a făcut sete guvernatorului și zice, dați-mi o sticlă cu apă, o cană, un pahar cu apă. Și nu avem, n-am luat apă la noi. Păi căutați de undeva în apropiere. Cea mai apropiată casă este a lui. A omului care a plecat. S-au dus, au bătut la ușă, zice, dați-ne și noi, vă rugăm, un pahar cu apă, o cană cu apă. Au luat, a băut și zice, subhanallah, cea mai dulce apă care am băut-o în viața mea. Guvernatorul. Și ce casa cui este? Este casa lui Cutare, care pleca la umbră. Așa, la casa lui Cutare, are numit pentru credința lui. A băgat mâna buzunar, a scos o pungă de aur și a aruncat-o în casa lui. Și zice, fiecare dintre voi, hai, mâinile în buzunar. Cum zice turcul, pamucă-l RGB, hai, mâinile în buzunar și fiecare, fiecare să arunce ce vrea. Și toți au aruncat, s-a umplut casa de bani, cum s-ar zice. Toți râdeau de bucurie și fata plângea. Și fata plângea, subhanallah, zice. Și aici ne întoarcem. Dacă ai încredere în Allah subhanahu wa ta'ala Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala conduce pe cineva, găsește un motiv prin care să-ți aducă râzul la poartă. Dar dacă n-ai încredere în Allah subhanahu wa ta'ala și te încrezi în propriile puteri, pierzi. De aceea, acel beduin când a venit și au spus că Allah este cel care dă râzul, a spus subhanallah, nu mai mi-e frică de nimic în această lume. Dacă Allah dă râzul, alhamdulillah, s-a liniștit, pentru că Allah este cel drept. Și când a citit versetele în continuare, o fi semai râzcu cu mamatul adun. Ha? Când a venit și a jurat, Allah a jurat, a spus, cine l-a supărat pe Allah în halul acesta? De jură Allah subhanahu wa ta'ala. Știți, din punct de vedere lingvistic, eu nu trebuie să jur până când în fața mea nu este un om care n-are încredere în mine. Nu-i zic eu, wallahi billahi, a intrat timpul sau a venit Ramadanul. Normal e într-o discuție să zic, a venit Ramadanul. Și zice, nu mă, cum a venit? Mai e. Wallahi a venit Ramadanul. Nu are cum mă, că eu știu că mai era și nu mai era. Wallahi billahi a venit Ramadanul. Deci apelez la mai multe certitudini în funcție de necredința care o are cel din fața ta. Îi spui, bă, ninge afară. Cum să ningă, mă, martie? Wallahi ninge. Du-te, mă, de aici, lasă-mă în pace. Wallahi billahi ninge. Wallahi billahi tallahi ninge. Deci cu cât jurământul este mai repetat, mai accentuat, înseamnă cu atât necredința celui din fața ta este. A? Și de aceea beduinul a spus, cine l-a supărat în halul acesta pe Allah, de a jurat Allah, că râscul este la el și că ceea ce spune este drept. Și de aceea Allah să ne ferească să fim dintre cei care îl supărăm pe Allah subhanahu wa ta'ala. Să știm că Allah este cel care dă râscul. Și automat nu mai căutăm râscul nicăieri. Pe pământ, datoria noastră este să ne străduim. Nu stăm acum și dormim acasă, Allah dă râscul, stai și dormi. Nu, tu te străduiești. Exact cum este un elev la examen. Dacă se duce fără să pregătească și zice, Allah mă ajută, nu treci. Dar dacă deschide și te străduiește, poate îi vine un subiect care el l-a studiat, un exercițiu care l-a făcut. Și se întâmplă de multe ori, te pregătești 3 exerciții și unul cade la examen și ai luat 10. Și alții stau și învață, nu poți să știi. De aceea, Allah subhanahu wa ta'ala, dacă ți-a scris râscul, nu poate să ți-l ia nimeni. Și tu nu poți să iei râscul nimănui. Și având această certitudine de la Allah subhanahu wa ta'ala, fără îndoială că trebuie să avem și liniștea sufletească, că nimeni nu poate să-ți fure ce e al tău și nici tu, orice ai face, nu poți să iei ce e al altcuiva. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei care credem în numele și atributul lui Allah ar-Razzaq și de comportăm în viața noastră de zi cu zi ca atare, inshallah. Barakallahu fikum wa qumu ila salatikum.